Complexul Skansen este format din cel mai vechi muzeu în aer liber din lume și din parcul zoologic, fiind situat într-o locație superbă de pe insula Djurgården și oferind astfel vizitatorilor priveliști uimitoare, fie că aceștia aleg peregrinarea pe ulițele care reconstituie ambientul suedez din alte timpuri, fie că se îndreaptă spre terase care oferă panorame de neuitat asupra capitalei Suediei. Ostea Nordului. Putem defini și în acest fel capitala Suediei. O stea care face parte dintr-o constelație. În această constelație, întâlnind și reușind să găsim la oaltă strânse valori patrimoniale de excepție. Fie că ne referim la orașul în ansamblu, fie la fiecare element pe care îl putem întâlni. Acest spațiu evocă părți importante ale istoriei suedeze, integrate în forme arhitecturale sau asociate unor tipuri de meserii corelate cu obiceiuri și credințe locale. Cele mai importante obiceiuri și tradiții suedeze sunt celebrate la Skansen prin diferite manifestări și spectacole. Iar în timpul Crăciunului, Skansen este un loc cu adevărat special, aici fiind organizată o piață de Crăciun și tradiționalul julborg suedez, adică un soi de bufet de Crăciun în aer liber.